Ai auzit vreodată povestea celebrei familii Piersic? Ei bine, dacă nu, atunci ești în locul potrivit pentru a descoperi ceva nou și interesant. Să începem această călătorie minunată și să aflăm ce se ascunde în spatele cortinei. Rămâi cu noi până la final pentru a descoperi surprizele. Vă invităm să aflați povestea înduioșătoare a celebrei familii Piersic. Actorul Florin Piersic, la venerabila vârstă de 87 de ani, se bucură de o familie numeroasă și unită, despre care vorbește mereu cu drag. Dar ce se întâmplă cu cei doi fii ai săi și cum au evoluat relațiile dintre ei de-a lungul anilor? Florin Piersic are doi băieți, Florin Junior, din căsnicia cu Tatiana Echel, și Daniel, din căsătoria cu Ana Seles. Primul dintre ei, Piersic Junior, locuiește la București și a ales să-i calzi pe urme tatălui său în lumea artistică. Dar ce știm despre cel de-al doilea fiu, Daniel Piersic? Să descoperim împreună. Daniel Piersic a decis să se mute la Viena, unde și-a construit o familie frumoasă alături de soția lui și de cei doi copii. Spre deosebire de fratele său mai mare, Daniel a ales o carieră în economie, fiind expert în comerț exterior și relații internaționale. După divorțul părinților săi, Daniel a rămas cu mama lui, iar o perioadă de timp au locuit împreună la Budapesta. Cum a fost această perioadă pentru el și cum a reușit să-și mențină legătura cu tatăl său? Răspunsul va fi dezvăluit în rândurile următoare. Într-un interviu acordat Impact.ro, Daniel Piersic a povestit despre copilăria sa și cum au decurs lucrurile după divorțul părinților săi. El a menționat că cei doi au păstrat o relație de prietenie și că mama sa, actrița Ana Seles, s-a asigurat ca el să petreacă timp și cu tatăl lui. De altfel, Daniel spune că venea în România în fiecare vară pentru a sta cu tatăl său și a se simți ca acasă.